Bună, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu la un nou filmuleț motivațional de economisit bani. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Ramona, sunt mămica a doi băieți minunați pe nume Eddie și Eric și împreună suntem o familie de 4 persoane aflate într-o călătorie financiară în care vrem să ne achităm toate datoriile acumulate, dar totodată vrem să asigurăm și viitorul copiilor noștri. Așadar, dacă vă place genul acesta de conținut, vă invit să vă abonați la acest canal și astfel să fiți notificați de fiecare dată când postez câte un nou filmuleț. Pe acest canal vorbim despre bani, despre datorii, plătite datorii, cash stuffing, cash unstuffing, provocări financiare, buget. Totul povestim aici. Pentru ziua de astăzi vreau să planific banii pe care urmează să îi aloc în plicuri. Așadar, am aici câteva accesorii de care am nevoie pentru acest lucru. Și da, am venit de afară de la o plimbare, mi-am făcut un ceai ca să mă încălzesc pentru că m-a luat puțin frigul și vreau să vă arăt ce cană am primit. Am primit o cadou și îmi place atât de mult culoarea, este galbenă, este o cană simplă, dar îmi place culoarea atât de mult, parcă invită și mai mult primăvara să vină pe la noi cât mai repede. Și de fiecare dată mi-am făcut în ea ceai de când am primit-o, altceva nu am băut în ea și parcă, nu știu, este așa perfectă pentru ceai. Și aici am un ceai verde pe care mi l-am făcut ca să mă încălzesc și da, haideți să ne apucăm de treabă. Dar înainte de asta să savurez și eu ceaiul meu. E bun, e cald, nu l-am îndulcit, eu așa îl beau. Ok, bun, am aici caietul meu de buget, caietul meu de planificat, tot felul de lucruri și aici, pe jumătatea de pagină liberă, vreau să trec pentru luna martie sau măcar pentru prima parte a lunii martie, unde o să aloc banii. Și prima dată o să trec așa, martie 2024. Ok. Și ca să știu unde aloc banii, prima dată trebuie să mă uit în dosarul meu cu obiectivele pentru luna aceasta. Bun, pentru luna aceasta am trecut așa. Provocare concediu, provocarea financiară 2024 Friday, fonduri agende, provocare pușculiță care are și prioritate, rainy day și spring savings challenge. Ok. Și după aceste obiective mă ghidez ca să știu unde o să aloc banii pe care vreau să îi economisesc. Și m-am gândit așa. M-am gândit să economisesc 250 de euro. Și prima dată, cred că o să încep cu provocarea 2024 Friday, ca să și termin cu ea, este provocarea aceea în care, în mod normal, ar trebui să economisesc bani în fiecare zi de vineri. Dar eu o fac o dată pentru luna în curs, toată provocarea, ca să știu că am terminat cu luna respectivă. Și da, este mult mai ușor așa. Și pentru luna martie ar trebui să economisesc așa 1 plus 8 plus 15 plus 22 plus 29. Și totalul este de 75 de euro. Ok. Bun, deci o să trec 2024 Friday. Aici, 2024 Friday, 75 de euro. 75 de euro. Ok. Deci, din 250 voi scădea 75 pentru această provocare. Și ne mai rămân 175 de euro la dispoziție. Bun.
Eu mai vreau să pun niște bănuți și la Rainy Day, care este provocarea aceasta de aici. Și pot să pun fie 10 euro pentru fiecare picătură de ploaie, fie 20 de euro pentru fiecare nor sau 50 de euro pentru fulger. Dar eu o să aloc 20 de euro și probabil voi colora un nor. Deci o să trec Rainy Day. Rainy Day. 20. Ok. Deci 175 minus 20. Ne-au mai rămas 155 de euro. Sorry, am mișcat camera. Îmi cer scuze pentru asta. Bun. Și pentru că am ca prioritate pentru luna martie provocarea cu pușculița, probabil că 155 de euro îi voi aloca la provocarea cu pușculița. O să trec pușculița mea. Pușculița mea. O sută cincizeci și cinci. Și total 250 de euro. 250 de euro. Ok, bun. Și pentru că ar trebui să pun 155 de euro, asta ar însemna că ca la o provocare să pun fie 15 euro, fie 5 euro. Și nu știu dacă mai am, să vedem. Normal, ar trebui să am. Aș putea să pun aici 15 euro. Da, e perfect. Deci aici am. Și da, încerc să termin provocările financiare începute. Ca mai apoi, după ce le termin, să pot să încep alte provocări. Și da, probabil o să lucrez și aici, la această licea, care ar mai fi... Am mai multe provocări financiare începute. Cu diferite sume, unele mai mici, unele mai mari, unele mai ușoare, altele mai complicate, dar da, și aceasta ar fi o opțiune, 30 de euro fiecare floare, aici la fel fiecare cerc 15 euro, deci am de unde să aleg, nu asta este problema. Ok, și dacă tot suntem aici, să și bifez ce s-a plătit. Deci... Pe data de 1 a plătit rata la mașină, bifat, asigurări bifat, curs dans pentru Eric bifat, rata la casă bifat, grădinița în data de 4 bifat, ok, și Spotify la fel l-a plătit vineri. Astăzi suntem în data de 9 și probabil că mâine... Sau luni, cred că luni, când intră din nou salariu, salariile pentru mini-joburi. Cred că da, luni o să retrag iar 250 de euro, o să trec aici 250 de euro, că îi retrag din cont. Bun, am terminat și cu lucrul acesta, mă bucur că au fost achitate facturile. Pot să stau liniștită, fără stres, pentru că dacă facturile sunt achitate, atunci, da, știu că nu am bătaie de cap. Și cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Sper să vă motiveze și pe voi ca să economisiți și voi bani, iar noi ne revedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!